Bună ziua! Astăzi, la Comisia Parlamentară Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, am avut o discuție foarte importantă cu privire la un nou proiect de lege. Proiectul de lege pe care l-am numit în mod convențional proiectul privind securitatea informațională. Am dorit să vedem acum câteva detalii despre prevederile acestui proiect, dar mai întâi vreau să ofer cuvântul colegului meu, Virgiliu Păslariuc, vicepreședinte al Comisiei și președintele Subcomisiei pentru Mass Media. Bună ziua! Deci, problema dezinformării și informațiile false au constituit, de fapt, una din problemele majore pentru securitatea informațională a Republicii Moldova. Nu doar țara noastră se confruntă cu acest fenomen, el există în întreaga lume și peste tot, în practică, în fiecare țară, se încearcă modalități pentru a-i proteja pe cetățeni de efectele nocive a dezinformării și a propagandei. În ultimii ani, dar mai ales de la începerea pandemiei de COVID-19 și în special odată cu demararea războiului convențional ruso-ucrainean, țara noastră s-a confruntat cu elementele unui război hibrid prin proliferarea unei multitudini de informații false, manipulatorii, dezinformărilor, menite să genereze panică, haos, instabilitate socială și politică, neîncredere în instituțiile statului, și ca rezultat demoralizarea populației și subminarea voinței acestuia. Cu alte cuvinte, sunt puse la, adică sub presiune anume instituțiile democratice, fiindcă cetățenii trebuie să-și ia, să ia decizii fiind informați, și anume această dezinformare împiedică cetățeanul să ia decizii bune. La momentul actual, una din principalele amenințări la adresa securității informaționale este alterarea conținutului informațiilor vehiculate în spațiu public prin manipulare, dezinformare, prin tăinuirea sau falsificarea informației, cu scopul, cum am mai spus, de a genera panică, haos, tensiuni și conflicte sociale. Campaniile de dezinformare care au loc în actualul context sunt orientate spre accentuarea neîncrederii, a confuziei și a destabilizării situației în stat, spre influențarea percepțiilor și a preferințelor existenței în societate. Având în vedere amploarea acestui fenomen, deci fenomenul de răspândire a dezinformării și a informațiilor ce afectează securitatea informațională a spațiului, da, intervenția la nivel legislativ pentru a asigura și a contracara acest fenomen este mai mult decât necesară. Iată de ce combaterea dezinformării și securitatea informațională constituie un element cheie, eu spun un pilon, un element central al securității naționale și trebuie asumat la nivel instituțional, în primul rând, prin recordarea cadrului legislativ. Din păcate, legislația actuală nu prevede mecanisme care să reglementeze sau să permită instituțiilor statului instrumentarul necesar pentru a proteja cetățenii. Și, repet, una din funcțiile de bază ale statului este protejarea și securitatea cetățenilor. De ce noi venim cu un proiect de lege ca să acorde instituțiilor abilitate mai multe instrumente pentru a combate acest fenomen. Noi nu atacăm libertățile fundamentale, noi nu anulăm niciuna din prevederile constituționale, din contra, noi mergem pe ideea ca statul să aibă cele instrumente necesare ca să combată și să-și protejeze combată informațiile false și să protejeze cetățenii în aceste timpuri dificile. Și acum o rog pe colega mea, Liliana Cloes-Onofrei, să spună câteva, să dea câteva date tehnice privind acest proiect. Da. Câteva detalii privind prevederile proiectului. Proiectul propune modificarea prevederilor din câteva acte normative. Unul dintre acestea este legea 753 cu privire la
Serviciul de Informații și Securitate. Astfel, prin proiectul de lege se face o clarificare, o detaliere a competențelor instituției și a modului de acțiune care urmează să fie întreprins pentru prevenirea, deci nu doar pentru, așa cum se menționa, interzicerea activităților care pot să prezinte dezinformare sau să afecteze securitatea informațională, ci să întreprindă acțiuni foarte clare pentru descoperire, prevenire și contracararea lor. O altă prevedere se referă la legea cu privire la libertatea de exprimare prin introducerea unor noțiuni, detalierea unor noțiuni care până la acest moment nu au fost prezente în această lege, inclusiv noțiunile de spațiu informațional mediatic, spațiu informațional public, informație falsă și informație ce afectează securitatea spațiului informațional public. De asemenea, pentru intervenții în prevederile codului penal și codului contravențional sunt propuse prin articolul 3 și 6 al proiectului de, ale proiectului de lege, sunt propuse sancțiuni în situații în care nu se execută dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale sau ale Consiliului Suprem de Apărare în diverse contexte care țin de răspândirea dezinformării sau de răspândirea informațiilor false care afectează securitatea informațională. De asemenea, și prevederi privind amendarea legii 212 privind regimul stării de urgență sunt introduse, având în vedere, așa cum spunea și colegul meu mai înainte, și situația cu care ne confruntăm actualmente, evoluțiile în context geopolitic, războiul, agresiunea împotriva Ucrainei, deci prevederi care privesc regimul stării de urgență, de asediu sau de război. Legea comunicațiilor electronice, pentru modificarea acestui act, sunt propuse elemente care vor acorda posibilitate Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației să acționeze atunci când există cu adevărat diseminarea unor informații false care afectează securitatea informațională, să poată interveni, în special și în situații când ne confruntăm cu diseminarea dezinformării pe site-uri care aparțin unor persoane, fie juridice, fie fizice, dar care nu își asumă responsabilitatea pentru informația pe care o propagă. De foarte multe ori, probabil, și colegii ziariști au avut asemenea situații să încerce să contacteze pe cineva care este în spatele unei asemenea pagini web și să găsească telefoane care, de fapt, nu există sau adrese care nu funcționează. Evident, codul serviciilor media audiovizuale este încă un document pe care s-a lucrat în cadrul acestui proiect de lege. Aici, în afară de noțiunea de dezinformare pe care am încercat să o definitivăm, în baza prevederilor codului Uniunii Europene de bune practici, mai există și propunerile pentru augmentarea sau mărirea sancțiunilor pentru încălcarea anumitor prevederi ale codului, în special e vorba de prevederile care se referă la programele audiovizuale locale, deci la reglementările care solicită foarte clar volumul de programe audiovizuale locale, pentru încălcarea prevederilor privind retransmisiunea publicității și a teleshoppingului și, de asemenea, având în vedere și introducerea noțiunii de dezinformare care afectează securitatea informațională și implicit și securitatea națională. De asemenea, sunt propuse sancțiuni similare ca greutate cu cele prevăzute în cod deja pentru discursul care incită la ură. Pe scurt, acestea ar fi prevederile principale. În perioada imediat următoare vom avea și discuții publice mai largi, așa cum a fost menționat,
Am lucrat la acest proiect împreună cu colegii din societatea civilă, împreună cu... am beneficiat de feedback și recomandări din partea a experților recomandați de Consiliul Europei. Urmează însă să avem între prima și a doua lectură, să avem neapărat și consultări publice mai largi, cu implicarea tuturor părților interesate, inclusiv a difuzorilor de servicii media audiovizuale și a distribuitorilor de asemenea. Deci vă așteptăm și la aceste activități care vor fi anunțate. Dacă nu sunt precizări, cam asta am avut a vă comunica. Vă mulțumim foarte mult! O zi bună!